Campania electorală a luat o întorsătură ciudată la Cordun, acolo unde viceprimarul comunei, Adrian Ciobanu, îl acuză pe primarul în funcție, Adrian Diaconu, de faptul că, marți dimineață, a dat dispoziție să-i se schimbe iala la birou. Adrian Ciobanu de la PNL candidează împotriva primarului Adrian Diaconu de la PSD și spune că decizia aberantă de blocare a accesului său în biroul din primărie este motivată de dorința actualului edil de a câștiga cu orice preț primăria. Viceprimar din 2010 în comuna Cordun, Adrian Ciobanu spune că motivul discordiei este un proiect respins de consilierii locali pentru că era incorrect, dar supărarea primarului s-a revărsat asupra vicelui. Sunt viceprimarul comunei Cordun din 2010, până astăzi am fost viceprimar. Astăzi, la ora actuală, domnul primar Diaconu Adrian a avut capacitatea să schimbi, a dorit să schimbi iala la primărie, să mă dea afară din primărie, datorită faptului că am avut capacitatea și am avut curajul să-l contracandidez pentru funcția de primar al comunei Cordun. Totul a plecat de la un proiect de canalizare pentru locuitorii comunei, dar nu cu fose septice, cum era propus inițial de actualul primar, ci cu un sistem modern. Din păcate, spune viceprimarul, propunerea făcută de primar nu era una legală și provoca daune și locuitorilor altei comune. A dorit să ducă în eroare opinia publică din satul Pildești, inventând un sistem de canalizare acum în perioada electorală, un sistem de canalizare, să zicem, un pic mai modern, ce are ca obiect deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare al comunei Gherăiești. Numai că am avut discuții cu autoritățile din comuna Gherăiești și am înțeles foarte clar că acest proiect nu este viabil și nu se poate realiza, pentru că comuna Gherăiești a implementat proiectul de canalizare al apelor uzate pe fonduri europene, iar în acest moment în comuna Gherești se află în perioada de monitorizare și automat că noi vom avea nevoie de acceptul Ministerului Dezvoltării și al Uniunii Europene ca să ne înțepăm sau ca să deversăm apele uzate ale comunei Cordun, ale satului Pildești la Gherești. Viceprimarul spune că nici măcar în respectivul proiect nu exista avizul Consiliului Local din Gherăiești, ci doar al primarului, iar acest lucru nu este legal. Domnul primar nu a pus în proiectul de hotărâre al Consiliului Local un acord de principiu al Consiliului Local Gherăiești. Așa, da. Nu a pus un acord de principiu. Așa, am discutat cu dumnealui anterior, dumnealui a avut grijă să discute cu domnul Berișoaie, primarul comunei Gherești actual până la data de 5 iunie, care este în funcție până la data de 5 iunie. A discutat și dumnealui a dat un acord de principiu domnul primar de la Gherești. Dar știm clar că în situația asta avem nevoie de acordul de principiu al Consiliului Local, nu al domnului primar. Iarăși stația de epurare a comunei Gherești nu a fost dimensionată să preia și apele uzate ale satului Pildești. Viceprimarul Adrian Ciobanu mai spune că a discutat cu primarul Adrian Diaconu, dar acesta din urmă s-a folosit de respingerea proiectului pentru a-și face campanie electorală în detrimentul PNL. Nu a avut capacitatea să fluture în fața electoratului o hârtie prin care să arate că dumnealui dorește să facă canalizare. S-a supărat și ieri după amiază, împreună cu o echipă de consilieri, s-a deplasat în satul Pildești și a început să aducă în atenția oamenilor faptul că proiectul n-a trecut din cauza unor consilieri de la PNL care nu au fost de acord cu acest proiect. Nu am fost de acord cu acest proiect pentru că tocmai nu era un proiect complet pentru satul Pildești. Marți dimineață, viceprimarul spune că a găsit ușa biroului închisă și ea l-a schimbată. Ulterior, după ședință, foarte supărat, domnul primar a ordonat angajaților din primărie să schimbe iala de la birou. Când s-a întâmplat asta? Ieri sau azi? Aseară. Eu am aflat acest lucru în această dimineață, la ora 8, când m-am deplasat la primărie. Am aflat că cheia nu mai intră în ială și că domnul primar a schimbat iala ca să nu mai am acces la birou. Un punct de vedere al primarului Adrian Diaconu nu a putut fi precizat, deoarece acesta avea telefonul mobil închis, iar angajații din primărie ne-au transmis că se află în teren.